Schimbul de mâine al handbalului masculin argeșan poate fi asigurat fără îndoială de echipele de copii și juniori ale clubului HC Argeș. Astfel, la juniori 2 și 3 sunt șanse reale de calificare la turneul semifinal în acest sezon. A fost mai aproape de echipele de juniori 2 și 3, în special de echipa de juniori 2 cu care am participat la două turnee. Vreau să vă spun că ambele echipe sunt în grafic. Echipa de juniori 2 se află pe locul 2 în serie, loc care va asigura participarea la turneul semifinal. La fel, echipa de junior 3 este pe locul 1 în serie. Este chiar mai bine și la fel cu șansele foarte mari de a participa la turneul semifinal. Directorul Alexandru Ionescu este de părere că la nivelul acesta de vârstă, unele echipe au mai multe antrenamente pe săptămână, iar acest lucru contează enorm. Din păcate, pentru moment, juniorii de la HC Argeș nu au posibilitatea de a desfășura un proces de pregătire la nivelul maxim. Din ce am văzut la turneul de la turneele de juniori 2, în această serie cu noi este o echipa din Moreni, care lăsăm o parte diferența de vârstă, face diferența în teren prin numărul mare de antrenamente pe care le efectuează împreună, lucru pe care noi, din păcate, nu putem realiza. Dacă cei din Moreni, fiind toți copiii în aceeași școală, cazați la același cămin, mâncând toți la aceeași cantină și făcând pregătire de două ori pe zi, lucrul acesta noi se face de 3-4 ori de săptămână, adică antrenamentele le putem face de 3-4 ori pe săptămână, în condiții diferite, să zic așa, pentru că nu avem posibilitatea să facem într-o singură sală de antrenamente și atunci trebuie să ne mutăm de colo-colo. Și numai din acest număr mare de ore de antrenament pe care noi le pierdem, se face o diferență evidentă. Este evident faptul că cei de acolo se antrenează mult mai mult decât toate celelalte echipe din serie. Oficialii HC Argeș își doresc ca la acest nivel de vârstă una dintre echipe să ajungă la performanța juniorilor 1, ce au obținut titlul de campioni naționali în 2010.